Pădurarul Ion Belu s-a ales cu dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de abuz în serviciu contra intereselor publice. Dacă împotriva acestuia va începe urmărirea penală, pădurarul va rămâne fără loc de muncă. Mai mult decât atât, în paralel cu ancheta poliției, Direcția Silvică face cercetări. Direcția Silvică, Primopolul Silvic Cărbunești, a făcut cercetări la fața locului, împreună cu organele de poliție, în sensul că s-a mers în partida respectivă, de unde s-a exploatat masele noastre. Urmează să se mai facă cercetări. Am înțeles că s-a întocmit un dosar penal de către poliție și dacă se va găsi vinovat, va risca desfacerea contractului de muncă. În această perioadă, în zona Vidin, din comuna Jupânești, vor fi intensificate controlele și patrulele pentru că aici se înregistrează cele mai multe furturi de material lemnos.